La Suceava se practică turismul medical, atrage atenția Anatolie Buzdugan, șeful secției de neurochirurgie din cadrul Spitalului Județean Suceava. Medicul susține că în județ s-au dezvoltat adevărate rețele de transport a pacienților în alte centre medicale din țară. Vorbim despre adevărați cărăuși care îi identifică pe bolnavi, contactează, profită de pe urma disperărilor și le ia banii ca să-i ducă să se trateze în alte județe, deși de multe ori bolile lor și-ar putea găsi leacul mai aproape de casă. Turismul medical în sensul că există anumite persoane care transportă pacienții la diferite clinici universitare, da? Cu anumite patologii, care nu știu prin ce modalitate ajung să găsească pacienții respectivi. Dar probabil există niște numere de telefon și în satele și în comune și peste tot, care tot sunt transmis de la un pacient la altul și, păi, am o problemă cu hernie de disc, am o problemă, nu știu, păi, dar sună-l pe respectivul că ăsta organizează transport săptămânal. Poftim? Ei, medical. Nu medicalizat. Nu. Organizează transport medical și îl duce la Târgu Mureș, îl duce la Cluj, unde are deja o filieră, da? Unde merge și îi face remene, da? Bineînțeles, contra cost, nu face remene gratuit. Așa, unde merge, după ce îi face remene, imediat merge în clinică unde îl plasează medicul care colaborează. Anatolie Buzdugan a aflat detalii despre activitatea cărăușilor de la pacienții secției de neurochirurgie a Spitalului Județean. Medicul a explicat că secția s-a dezvoltat în ultimii ani și foarte multe dintre patologiile specifice pot fi tratate acum la Suceava. Așa, și să vă asigurăm că prin eforturile noastre comune și, într-adevăr, echipa, fiind destul de numeroasă în momentul de față, permite ca preocupările noastre să nu se limiteze ca cu 10 ani sau chiar cu 16 ani numai la activitățile de urgență în cadrul patologiei neurochirurgicale. Acum preocupările sunt foarte diverse și asta durează deja de vreo 5-6 ani. Încât, practic, dacă la începutul activității numărul intervențiilor chirurgicale era până în 200 pe an, în momentul de față și anul trecut avem operați, dacă nu greșesc, 369 de bolnavi. Deci, practic, zi de zi, în fiecare zi, chiar și mai mult. Și ca structură a patologiei operate, aproximativ 50% este patologia traumatică, acută sau mai veche, cronică, 30% patologia degenerativă a coloanei vertebrale și aproximativ 15% e patologia tumorală, cerebrală și spinală. Restul de 5% sunt alte afecțiuni mai rare. Șeful secției de neurochirurgie a făcut un apel la medicii de familie să-i îndrume pe pacienții cu probleme neurochirurgicale spre ambulatoriul Spitalului Județean. Profitând de ocazie, aș vrea să fac, prin intermediul presii, un apel adresat medicilor de familie și medicilor de specialitate din tot județul, așa, să dirigeze cu încredere toți pacienții suspecți de o problemă neurochirurgicală pentru evaluări în ambulatorul de specialitate, unde vor beneficia de toată atenția noastră și unde vor fi programați pentru internare sau eventual recomandate investigații suplimentare ce se impun, ori dacă este în regim de urgență, în regim de internare, și pentru cei cu indicație chirurgicală, cu siguranță vor fi internați și rezolvați. Ceilalți, și nu pot pretinde în momentul de față că putem să rezolvăm absolut toată patologia neurochirurgicală, că nici nu este normal, și ceilalți care depășesc din anumite motive condițiile din spitalul nostru, vor fi îndrumați corespunzător în serviciile în care noi știm că se rezolvă cu succes patologia respectivă.
Medicul Anatoli Buzdugan a mai spus că la Spitalul Județean au fost efectuate cu succes intervenții chirurgicale extrem de complexe, care au durat chiar și 20 de ore. Sunt intervenții cu grad de dificultate sporit, care pot să dureze și 5 și 6 ore, și 8 și 10 și 12 ore. Da? Chiar, ați avut intervenții care să dureze 12 ore? Am avut și intervenții care să dureze și mai mult. Da? Și mai mult, dar deci intervenția care a durat cel mai mult a fost un meningiom de bază de craniu care ocupa în totalitate toată baza craniului anterioară, care a durat până, cred că până dimineața. 20 de ore. Da, 20 de ore. Bun. Cu pregătire, cu... Da, și fiindcă și pregătirea înainte de operație durează în neurochirurgie. Nu este pacientul cu intervenții pe abdomen care stă pe spate, l-ai acoperit cu câmpuri și a început pregătirea, poziționarea, durează, intubația, până se anesteziște, până noi poziționăm bolnavul, până poziționăm echipamentele. Deci durează și ei, sunt timp. Ei, și în momentul de față... Deci asta e recordul, să zic. Asta este record, da. Neurochirurgii Spitalului de la Suceava au operat peste 4.000 de pacienți în ultimii 16 ani.